Ucenicii au făcut cum le-a poruncit Iisus și au pregătit Paștele. Seara Iisus a stat la masă cu cei 12 ucenici ai Săi. Pe când mâncau, El a zis: adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să-i zică unul după altul: nu cumva sunt eu, Doamne? Drept răspuns, El le-a zis: cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Negreșit, Fiul omului se duce după cum este scris despre El. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Iuda vânzătorul a luat cuvântul și a zis: nu cumva sunt eu, învățătorule? Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Îmi place foarte mult că Iisus, în aceste ultime clipe ale existenței pe pământ, petrece timp cu ucenicii, îi trimite pe aceștia să-i pregătească un loc unde va servi cina, Paștele, și le spune că mesajul pentru acea gazdă este: vreau să petrec timp cu ucenicii mei. Mesajul acesta a fost pentru mine astăzi un extrem de puternic. Într-o zi ca aceasta, Iisus petrece timp cu ucenicii. Iisus petrece timp cu tine, cu mine. Iisus ne invită la masă. Înainte să cântăm, înainte să facem orice, haideți să ne oprim și să-i mulțumim lui Iisus că în clipele acestea grele de agonie, El vrea să petreacă timp cu noi. El ne invită la părtășie, la acest ceas frumos când să ne întrupăm din El. Haideți să ne rugăm, hai să-i mulțumim, hai să ne închinăm lui Iisus, să celebrăm această seară împreună. Iisus, îți mulțumim pentru dragostea ta pentru noi. Mulțumim că ai coborât din sânul Tatălui, din Trinitatea desăvârșită între noi oamenii și acum, prin cina cea de taină, ne inviți în părtășie cu tine. Mulțumim pentru această onoare pe care ne faci nouă, niște oameni păcătoși, plini de limite, să primim această mare invitație să vorbim cu tine, Creatorul nostru. Mulțumim, Iisus, pentru jertfa ta. Mulțumim că ți-ai dat trupul pentru noi, ca noi să fim iertați de păcatele noastre. Mulțumim că ne-ai făcut părtași acestui nou legământ. Mulțumim că ai dus până la capăt lucrarea mântuitoare a ta. Fii lăudat, Iisus. Hai să cântăm împreună, știind că vine un calvar. Știind că vine un calvar și că viața e un dar, tu ce-ai ales. Și cu mânuni de spin pe cap, ca noi să nu fim condamnați, tu ce-ai ales. Deși durerea crucii te-a strobit, ascultător, prin moarte ai biruit. Mi-ai dat viață, căci m-ai iubit. Îți aduc laudă pentru vecin. A ta iubire m-a copleșit. Mi-ai dat iertare și fericit. Ca sârfânci al morții pot
și din rușine să ne scot. Crucea ai ales? Crucea ai ales. Ca să-mi fii biruitor. Ca să-mi fii biruitor și să ne fii mântuitor. Crucea ai ales. Și suspinând ai spus în ruga ta, nu voia mea, ci Tatăl voia ta. Mi-ai dat viață, mi-ai dat viață, căci m-ai iubit. Ți-aduc laudă, ți-aduc laudă pentru vecii. A ta iubire m-a copleșit. Te-ai biruit și suspirând ai spus în ruga ta, nu voia mea, ci Tată voia ta. A ta iubire, a ta iubire, a ta iubire, a ta iubire m-a copleșit. Mi-ai dat iertare, mi-ai dat iertare, mi-ai dat iertare și-s fericit. Mi-ai dat viață, mi-ai dat viață, căci m-ai iubit. Îți aduc laudă pentru viață, căci m-ai iubit. Îți aduc laudă pentru vecii. A ta iubire m-a copleșit. Mi-ai dat iertare și-s fericit. Când privești crucea grea, văd din nou iubirea ta. M-ai izbăvit și m-ai salvat din rușine și păcat. Credincios doresc să fiu în încercări și prigoni. Liber sunt și te iubesc, tu în mine astrăiești. Ești puternic, Domn al vieții și al morții, veșnic viu atotputernic, Iisus, tu ești Dumnezeu. Ești mereu nădejdea mea în furtuna cea mai grea. Ai biruit prin crucea grea moartea și puterea ta. Ești puternic, Domn al vieții și al morții.
Să lăudăm pe rugăciune. Și în orice vreme.
venim la crucea ta. Vin la cruce. Vin la cruce îngenchiat, doar prin sângele vărsat. Nu iubire ca a ta. Chiar mormântul ai biruit, glorie ceruri ai primit. Cine și cu El, să îndrăznim să intrăm în prezența Lui, pentru că perdeaua s-a rupt. În locul preasfânt putem să intrăm prin sângele Lui Iisus Hristos. Hai să ne apropiem cu credință de El, să ne rugăm. te adorăm.
Doamne, așa după cum ne-ai vorbit și după cum ți-am exprimat în cântare, în seara aceasta ne-am adunat cu toți aici de dragul Tău, Hristos. Tu ești rațiunea pentru care noi am părăsit toate și am venit la un ceas în care să stăm în prezența Ta. Suntem binecuvântați și onorați de faptul că în seara aceasta Tu ne inviți la comuniune cu Tine. Să mulțumim, Doamne, că la crucea Ta încă ne mai oferi posibilitatea să ne oprim pentru a ne aminti de faptul că vinovăția noastră, păcatele noastre, fără de legile noastre, toate au fost luate de Tine, Hristos, atunci când ai murit. Slăvit să-ți fie numele Tău! Doamne, Te rugăm să binecuvântezi Tu adunarea noastră. Nimic nu-i mai scump între noi decât prezența Ta. Și așa cum ți-am cântat în ultimul cântec, Doamne, noi Te așteptăm. Prezența Ta face o diferență semnificativă. Prezența Ta, Doamne, poate să transforme vieți, poate mântui, poate elibera de păcat, poate vindeca trupul și sufletul. De aceea, Doamne, Te rugăm frumos, îngăduie-i Duhului Tău cel Sfânt să coboare peste adunarea noastră, Doamne. Și, Doamne, umple-ne de Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, ia-ne mintea de la tot ceea ce ne-ar putea distrage atenția, de la focalizarea noastră pe Tine, Doamne. Doamne, îndreaptă-ne emoțiile noastre, îndreaptă-ne întreaga noastră ființă spre Tine, Doamne. Pentru că vrem ca Tu să fii înălțat în mijlocul nostru, Doamne. Vrem ca Tu să fii lăudat și vrem ca voia Ta să se facă între noi. Îți mulțumim că ne asculți, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Dragii mei, frați și surori, în timp ce rămânem în aceeași atmosferă de rugăciune, aș vrea să mai facem o rugăciune. Vreau să vă amintesc că astăzi, în Galați, sunt mii, zece mii, zeci de mii de oameni care nu se pot bucura de ceea ce noi urmează să facem, să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Aceștia sunt vecinii noștri, sunt rudele noastre, sunt prietenii noștri, sunt colegii noștri, sunt cei cu care Domnul ne-a dus în contact. Ei nu se pot împărtăși. Aș vrea în aceste momente să ne gândim la toți cei pe care Dumnezeu i-a adus în relațiile noastre. Aș vrea să ne rugăm pentru ei. Urmează o lună, scuzați-mă, foarte importantă, luna mai, o lună în care vom avea diverse evenimente, de la copii, doamne, căsătoriți, orice vârstă. Am vrea să ne rugăm acum pentru oamenii care sunt pe lista noastră, oamenii pentru care mijlocim și să cerem de la Domnul ca evenimentele acestea să fie prielnice sufletului lor și Domnul să-i mântuiască. Haideți să ne rugăm împreună.
Domnul să asculte această rugăciune și să-i mântuiască pe toți cei dragi. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragii mei frați și surori, astăzi a fost o zi specială pentru noi, pentru că ne-am amintit de prima dată când Iisus a instaurat cina Domnului. Și suntem adunați aici pentru a ne împărtăși și noi cu trupul și sângele Domnului. Dar dincolo de acest lucru, ziua asta a fost una specială pentru că o bună parte dintre noi am postit și ne-am rugat pentru Daniel Dănilă. Și după cum poate majoritatea dintre dumneavoastră știți, Daniel a fost într-o fază destul de grea. A fost în comă. Dar Domnul s-a îndurat de el și Daniel este în seara asta cu noi. Slavă Domnului pentru asta! Și am vrea acum cu întreaga biserică să ne rugăm pentru Daniel. Dar ceea ce este imposibil la oameni este cu putință la Dumnezeu. Așa ne spune nouă Biblia. Noi am vrea să-L încredințăm pe Daniel în mâna Domnului. Domnul să se atingă de ficatul lui și să-L restaureze. Aleluia. Și de orice este necesar să fie restaurat. Voia lui Dumnezeu să se facă în viața lui Daniel. Aș vrea în următoarele momente să-L invit aici pe Daniel, să ne rugăm cu el, împreună cu el, pentru vom face lucrul acesta cu ungerea cu un de lemn. Invit pe toți frații care sunt ordinați să vină aici să slujim împreună cu rugăciunea aceasta. Daniel, ne bucurăm mult pentru tine. Ne bucurăm că nici nu credeam că poți să ajungi să ieși din spital, dar iată că ai ajuns și la biserică, slava Domnului. Haideți să ne ridicăm în picioare. Daniel, dacă vrei să îngenunchezi și o să îngenunchezi. Vă invit acolo unde sunteți. Ridicați, întindeți o mână spre Daniel și începeți să vă rugați pentru el. Tu ești cel ce porți coroana sfântă de biruitor. Ajutorul ești în toate, salvator, tăria mea.
eu trăiesc doar pentru a mă închina. Mă aplec în adorare când văd măreția ta. Orice frică azi dispare, ai purtat victoria. Umple-i astăzi acest templu, lasă din puterea ta. Eu trăiesc doar pentru a mă închina. Aleluia! Tu ai biruit, tu ai biruit. Aleluia! Iisus, lumea, tu ai biruit. Doar Tu ești Mântuitor, ești Iisus Hristos, Mesia, e speranța întregii lumi. Tu ești Cel ce porți pe capul Te cu Slăviți să fie Domnul nostru!
Înainte de a ocupa locurile, vă încurajăm să vă salutați unii pe alții, să dați mâna și să vă binecuvântați în numele Domnului această zi de sărbătoare, în Joia Mare. Puteți să ocupați locurile. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne oferă acest timp de a sta aici împreună, cântând și rugându-ne Lui. Așteptând de la El izbăvire și răspuns la rugăciunile noastre, în special pentru Dani, pentru sora Elena. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu vindecare. Mi-aduc aminte, Dani, de fratele tău Adi, când a mărturisit a scris mărturia lui că a fost vindecat și el la o întâlnire de rugăciune a fraților, a credincioșilor. Adi, fratele lui Dani, a fost vindecat. Și noi credem, Dani, că Dumnezeu te vindecă și pe tine. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dragii mei, ne punem în această seară o întrebare la care vrem să răspundem. Cine l-a răstignit pe Iisus? V-ați grăbit să răspundeți. Cine l-a răstignit pe Iisus? Apostolul Petru spune în ziua de Rusalii, adresându-se mulțimii adunate la Ierusalim, voi l-ați răstignit pe Iisus și l-ați omorât atârnându-l pe lemn. Vă aduceți aminte de Ștefan în predica lui? Același mesaj îl are pentru iudei. Voi l-ați răstignit pe Iisus. Și apostolul Pavel și el pune această povară a răstignirii lui Hristos pe evrei, pe frații lui, spunând în Tesaloniceni, iudeii aceștia l-au omorât pe Iisus Hristos. Și iudeii, împreună cu preoții cei mai de seamă, cu cărturarii și bătrânii și fariseii, au manipulat mulțimea și l-au răstignit pe Iisus Hristos. Dar nu numai ei, ci și Pilat din Pont este vinovat de răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos. Ca un laș se spală în fața mulțimii spunând că nu este vinovat de sângele acestui nevinovat. Și în felul acesta aruncă toată povara din nou pe mulțimea adunată. Acea mulțime care a strigat în ziua de florii, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, aceeași mulțime manipulată de preoți strigă, răstignește-l. Răstignește-l! Și Pilat are acest gest în fața lor. Mulțimea este vinovată, Pilat este vinovat de moartea lui Hristos și soldații romani de asemenea sunt și ei vinovați. L-au luat pe Iisus, l-au biciuit, i-au pus pe cap cunun de spini, i-au făcut o cruce să o ducă în spate până la Golgota și în spatele lui Hristos mulțimea striga din nou cuvinte înjositoare la adresa lui. Iudeii, preoții, cărturarii, fariseii, Pilat, soldații romani, Iuda, este vinovat de răstignirea lui Hristos, pentru că el l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos pe 30 de aginți. Tozer, într-o carte care are același titlu, Cine l-a răstignit pe Iisus, și articolul acesta este și în cartea celor care s-au botezat la ultimul botez aici, în biserica noastră și cu siguranță sunt aici cu noi în seara asta și vor participa la cina Domnului. Îi felicităm și ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și să fie cu ei. Și Tozer spune, cine l-a răstignit pe Iisus? Noi, așa cum a spus dumneavoastră. Fiecare dintre noi am fost participanți la răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos, spunând că asupra fiecărui om planează o umbră. Domnul nostru a fost rănit, Domnul nostru a fost lovit, a fost scuipat, răstignit pentru noi și din cauza noastră. Dar haideți să privim răspunsul la această întrebare și dintr-o altă perspectivă. Cine l-a răstignit pe Iisus? Și perspectiva aceasta ne spune nouă că Iisus Hristos, de fapt, s-a dus la moarte de bunăvoie. Domnul nostru spune într-una din Evanghelii, Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mă ia cu silea, ci
o dau eu de la mine. Adică Domnul nostru Iisus Hristos nu a fost o victimă a unor circumstanțe anume, ci El a fost acela care de bunăvoie s-a supus la porunca Tatălui Ceresc, fiind acela care s-a oferit pentru noi, pentru păcatele noastre. Vă aduceți aminte că atunci când au venit soldații romani în grădina Ghețiman și Domnul nostru Iisus Hristos i-a întrebat pe cine căutați? Și Domnul i-a răspuns pe Iisus din Nazaret. Și atunci Domnul nostru îi răspunde, eu sunt. Când Domnul nostru răspunde a doua oară la aceeași întrebare, eu sunt, soldații se dau înapoi și cad jos. El are această autoritate asupra vieții sale și își oferă viața de bunăvoie oamenilor, nouă tuturor. Ca să întărească această perspectivă a răstignirii sale, Iisus spune într-un alt context că grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dacă acest grăunte care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod, vorbind despre sine și despre ceea ce urma să facă el la Golgota. Cu alte cuvinte, tot ceea ce s-a întâmplat cu Iisus nu este nimic altceva decât împlinirea dorinței Tatălui Ceresc de a semăna viață pe pământul nostru mort, în așa fel încât multe vieți ale oamenilor să fie aduse și înnoite prin puterea Evangheliei sale. Și asta se răspândește pe întreg pământul, această viață din sămânța care este Iisus Hristos. Și noi suntem aici, rodul suferințelor sale. Dar aș vrea să ne întoarcem în seara asta la responsabilitatea noastră față de răstignirea lui Iisus. Și noi am participat la răstignirea lui Iisus. Acea răutate, acea mânie care clocotește uneori în sufletul nostru atât de tare, l-a pus pe cruce. Acel orgoliu prin care de multe ori manipulăm pe cei din jur, l-a așezat pe Iisus pe cruce. Acea simplă necinste când trișăm să declarăm veniturile, răul, ura, suspiciunea, gelozia, limba mincinoasă, iubirea plăcerilor, toate aceste lucruri l-au răstignit pe Iisus. În lumea de astăzi, dacă Iisus s-ar întâmpla să se mai întrupeze odată ca Mântuitor, oare ce s-ar întâmpla cu El? Din nou ar fi răstignit. Și versetul care ne vorbește despre responsabilitatea noastră la răstignirea lui Iisus este unul foarte frumos, în Isaia 53, versetul 5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care îndă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Vreți să rostim împreună acest verset? Haideți să rostiți după mine. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre. Zdrobit după, pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Ce parte din verset vă place cel mai mult? Care? Ultima, nu-i așa? Prin rănile Lui suntem tămăduiți. Dar păcatul, fără de legea, pedeapsa, erau ale noastre, în dreptul nostru. În dreptul lui Iisus, El este zdrobit, străpuns și împovărat, pedepsit. Iar în dreptul nostru, avem pace și suntem vindecați. Păcatul este al nostru. Păcatul înseamnă să te răzvrătești împotriva autorității, împotriva lui Dumnezeu. Vorbind națiunii sale, Isaia spune că o întreagă națiune s-a răzvătit împotriva autorității lui Dumnezeu și și-a îndreptat inima spre idol. N-a vrut să asculte de ceea ce Dumnezeu le spunea.
Fără de lege înseamnă fapte rele, tot felul de lucruri împotriva legilor morale, juridice, ticăloșii, tot felul de mișelii. Acestea sunt ale noastre. Dar el era străpuns și zdrobit, înjosit, blasfemiat, dat în mâinile oamenilor răi, umilit și stropit de propriul său sânge, Iisus Hristos. Toate aceste lucruri lui s-au întâmplat. A fost pângărit de dragul nostru. Pedeapsa care îmi dă pacea, spune Isaia, a căzut peste el. Asupra lui a căzut această pedeapsă pentru ca noi să avem pace cu Dumnezeu. Pedeapsa a fost asupra lui. A fost disciplinat, corectat. De ce? El nu făcuse niciun rău. El era neprihănit. A fost bătut și biciuit în public. L-au biciuit în fața oamenilor. L-au biciuit în fața batjocoritorilor. Trupul lui, plin de sânge, a fost soluția lui Dumnezeu pentru ca noi să fim împăcați cu Dumnezeu. A suportat lovituri. Și această pedeapsă în public este o pedeapsă umilitoare. Când cineva ar fi vrut să te umilească sau când eram la școală, anumite pedepse, erai așezat și ridicat în fața clasei și dat ca exemplu și erai umilit, erai pedepsit. Iisus a fost biciuit și umilit în public, dezbrăcat de hainele sale până la brâu și biciuit zdravăn, golit de demnitatea umană. O astfel de biciuire și pedepsire i-a frânt nu numai trupul, ci și sufletul lui. Pacea pe care Dumnezeu ne-a dat-o a venit în urma acestor lovituri care au căzut asupra lui Iisus. A fost umilit în public și dezonorat ca un hoț de rând. A fost străpuns, rănit și lovit sub loviturile de bici pentru păcatele pe care nu el le-a comis, pentru relele pe care nu el le-a comis, pentru răzvrătirile pe care nu el le-a făcut, ci pentru toate păcatele noastre și fără de legile noastre, pentru că noi am participat la răstignirea lui Iisus. Da? Isaia încheie versetul acesta spunând, prin rănile lui suntem tămăduiți. Și aceasta este o veste bună pentru noi, nu-i așa? Prin rănile lui suntem vindecați. Prin rănile lui suntem transformați. Prin rănile lui putem să ne pocăim de păcatele noastre. Și această vindecare și transformare este una spirituală, sufletească și fizică. Gloria crucii începe cu jertfa lui Hristos, crucificarea lui și se sfârșește cu transformarea vieților noastre. Prin rănile lui suntem tămăduiți. Și această zdrobire aduce în viața noastră creștere, aduce transformare și lucrul acesta dovedește că Iisus Hristos lucrează în viața noastră. Atunci când ne pocăim de păcatele noastre, când vrem să fim lumină și sare acolo unde Dumnezeu ne-a așezat, când noi căutăm să umblăm cu Iisus Hristos în fiecare zi și suntem transformați prin harul lui Dumnezeu. Iisus Domnul, străpuns, zdrobit, poartă pedeapsa pentru păcatele noastre, fără de legile noastre. Și în locul lor primim pace și suntem tămăduiți și vindecați. În felul acesta, gloria crucificării lui Hristos este împlinită. Rodul suferințelor sale este aici, în această sală. Sunt oameni atrași de puterea dragostei lui Dumnezeu și în viața cărora Evanghelia a lucrat cu autoritate. Și noi credem, rugându-ne pentru oamenii noștri pe care îi avem pe listele noastre, că Dumnezeu va lucra și în viețile lor și va face o trezire spirituală în viața lor. Aceasta este lucrarea Evangheliei.
străpuns, zdrobit, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și toată această lucrare a Lui Hristos aduce tămăduire în viața noastră. Vindecă viața noastră, vindecă trecutul nostru, prezentul nostru și ne asigură viitorul nostru. Astăzi, când suntem la această sărbătoare acestei zile, aș vrea să porți în inima ta un sentiment de mulțumire față de Iisus Hristos pentru ceea ce a făcut El la Calvar pentru viața ta, pentru că ai fost mântuit prin harul lui Dumnezeu. Loviturile pe care El le-a primit ar fi trebuit să fie loviturile îndreptate spre noi. Lanțurile acelea cu care au fost legat, toate aceste lucruri au fost în dreptul Lui, iar El ne-a dat nouă și am fost binecuvântați. Ce poți face tu astăzi, ca recunoștință și mulțumire la jertfa Domnului Iisus Hristos? Umblă cu grijă, cercetează-ți inima, caută fața Lui, mărturisește-ți păcatele tale, lasă-te de păcatele tale și astăzi celebrează victoria jertfei lui Hristos în viața ta. Vino la masa Domnului și acordă-i lui Iisus atenția cuvenită. Ce poți face tu? Rămâi credincios căilor sale și lasă-te folosit de El pentru viețile altora, pentru că Dumnezeu vrea să binecuvinteze prin tine și pe cei din jurul tău. Ce poți face tu? Să nu uiți niciodată ce a făcut Dumnezeu în viața ta prin Fiul tău, Iisus Hristos. El, Cel neprihănit, s-a dat jertfă de ispășire pentru păcatele noastre, nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi, spune Ioan, în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1 la 2. Așa că în seara aceasta te încurajez să vii la Hristos și să-I mulțumești din toată inima ta. Știi psalmul acesta, acela care spune cuvinte pline de farmec sunt înclocotesc în inima mea și spun lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul? Spune cuvinte de laudă și mulțumește-i lui Iisus pentru ceea ce a făcut în viața ta și nu uita lucrul acesta. Dacă ești în seara aceasta aici și în viața ta încă mai sunt domenii unde Iisus Hristos nu are o domnie deplină, tu poți să vii cu acele domenii, cu acele lucruri și să-L rogi pe Iisus Hristos să te ajute să le depășești și să primești eliberare de la El. Iisus Hristos îți poate ierta păcatele tale chiar în seara aceasta, de-L rogi și le mărturisești înaintea Lui. El îți poate lua povara interioară a sufletului tău și să-ți dea în locul ei pacea de care ai atâta nevoie. Și Iisus poate să te vindece și poate să-ți transforme viața ta. Ai încredere în El că lucrarea Lui este desăvârșită și va face ceea ce este bine pentru viața ta și sufletul tău. Avem aici cina Domnului în această seară. Rodul viței și pâinea care ne amintesc de ceea ce Iisus Hristos a făcut la Calvar pentru noi. Avem pe de altă parte, am adus crucea mai în față, un simbol al crucificării sale și al răstignirii. Și în seara aceasta, aș vrea să te încurajez să vii la Hristos și să-I mulțumești pentru ceea ce a făcut în viața ta. Vei primi o hârtiuță de la oamenii de ordine și pe acea hârtiuță vei putea scrie cuvinte de mulțumire la adresa lui Iisus Hristos. Dar tot pe acea hârtiuță vei putea să scrii acele lucruri din viața ta care încă te mai robesc și vrei să scapi de ele chiar acum. Vrei ca viața ta să fie o viață de biruință și să ai o viață din belșug în numele lui Iisus și să umbli cu Iisus Hristos într-o relație cu El în fiecare zi. Scrie acolo acel domeniu peste care tu vrei să-L faci pe Iisus, Domn, acel păcat care te biruie. Mărturisește-L scriind acolo pe hârtiuța respectivă. Și în al treilea rând, pe tot pe hârtiuța aceea, cheamă numele Domnului peste o nevoie a ta, peste o dorință a ta cu privire la tine sau la cei dragi, o vindecare, o eliberare și o transformare.
să poți experimenta prin rănile Lui, suntem vindecați, suntem tămăduiți. Aș vrea să încurajez deja să, oamenii de ordine să împartă aceste hârtiuțe și într-o atmosferă de rugăciune, stați înaintea Domnului și scrieți pe acele bilețele mulțumire și laudă la adresa lui Iisus. Faceți un poem de laudă la adresa lui în câteva cuvinte, în câteva fraze. Apoi scrieți acolo un lucru care vă pasă și de care vreți să scăpați de el în seara asta. Și în al treilea rând, puteți să notați acolo o dorință și o nevoie pe care o aveți în fața lui Iisus ca El să lucreze și să se atingă de dumneavoastră. După ce veți scrie aceste lucruri, o să vă invit pe rând să veniți dumneavoastră și să aduceți hârtiuța împachetată aici în față, să o aduceți la, în acest loc și să o înfigeți prin acest cui pe care l-ați primit, folosind acest cui pe care l-ați primit fiecare dintre dumneavoastră. Dacă nu ați primit, puteți să cereți la oamenii de ordine să-l înfigeți aici, în polistirenul acesta, în bolovanul acesta, ca un semn al credinței noastre, că am pus poverile noastre, mulțumirea noastră înaintea crucii Domnului Iisus Hristos. Apoi, pentru toți ceilalți care vă veți împărtăși, după ce veți aduce rugăciunea dumneavoastră aici, veți merge mai departe la masa aceasta unde sunt cele două elemente și veți lua un pahar și o pâine, fiecare dintre dumneavoastră, cei care se împărtășesc, și vor merge în scaune și după ce toată lumea o să servească, vom aștepta să servim cina Domnului împreună. Vă încurajez să petreceți un timp acum, câteva minute, scriind aceste lucruri pe hârtiuța dumneavoastră. Nimeni nu o să se uite la ea, nimeni nu o să citească, este între dumneavoastră și Dumnezeu. Și apoi, după ce ne vom ruga pentru toate aceste nevoi, o să le strângem, o să le rupem și o să le ardem aici sus în curte. Așa că ceea ce veți scrie acolo este între dumneavoastră și Domnul Iisus Hristos. Și ca un răspuns, ca o încurajare la ceea ce ne cheamă Dumnezeu să facem în seara asta. Prin rănile Lui suntem tămăduiți. Haideți să facem lucrul acesta.
Dacă ați terminat, puteți să veniți și să puneți aici cârtiuța și apoi când plecați să luați de aici din elementele cinei o bucată de pâine și un pahar, dar nu le serviți deocamdată, ci rămâneți cu ele pe scaun. Vă amintesc că în biserica noastră se pot împărtăși cei care sunt membri bisericii, s-au botezat în apă și s-au cercetat și în această zi de joi vin cu credință înaintea lui Iisus și sărbătoresc, stau la masă cu El.
Vreau să cântăm acum și să ne rugăm împreună. Avem aceste două elemente în mâinile noastre și suntem recunoscători lui Hristos pentru lucrarea făcută în noi, pentru că El ne-a iertat de păcatele noastre, de fără de legile noastre și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Haideți să-L onorăm pe Hristos cântând și apoi împărtășindu-ne împreună. Haideți să cântăm. Cine ne va desfăța?
pentru toate aceste nevoi care sunt scrise aici pe bilețelele acestea. Ne rugăm, Doamne, să dai Tu răspuns și să oferi fiecărei cereri răspuns de la Tine, Doamne. Doamne, aici sunt cuvinte frumoase de laudă la adresa Ta, a lucrării Tale și a ceea ce ai făcut în viața noastră. Dar sunt și domenii unde, Doamne, greșim înaintea Ta și pentru care îți cerem iertare în seara asta și Te rugăm frumos să ne dai putere în fața ispitelor, Doamne. Te rugăm, Doamne, să ne faci să trecem victorioși peste orice situație dificilă și să ne ajut să fim modele și lumini și sare acolo unde Tu ne-ai așezat. Dar, Doamne, sunt și situații poate la limită. Frați și surori, tineri, copii și prieteni care au scris aici dorințe, nevoi din viețile lor sau ale familiile lor, cereri de vindecări, cereri de restaurări de relații, cereri, Doamne, de a aduce o transformare în viețile celor dragi, de mântuirea persoanelor dragi. Doamne, sunt tot felul de cereri scrise pe aceste bilețele și noi le aducem în mijlocire înaintea Ta și îți cerem să ne asculți rugăciunea. Mijlocim pentru ele, Tată, și știm că prin rănile Tale suntem vindecați. Avem această credință, Doamne, că prin rănile Tale Tu aduci transformarea situațiilor dificile cu care ne confruntăm și ne ajuți să trecem biruitor. Avem în mână, Doamne, aceste două elemente, pâinea și rodul viței. Avem înaintea noastră și, Doamne, Te rugăm frumos să le binecuvintezi Tu pe fiecare dintre ele. Binecuvintează pâinea pe care noi o ținem în mână. Doamne, reprezintă trupul Tău care s-a frânt pe Golgota pentru noi, pentru păcatele noastre și ai fost zdrobit pentru fără de legile noastre. Avem și rodul viței, Doamne, care ne amintește de sângele Tău care a curs pe lemn, pe cruce, a curs pe străzile Ierusalimului, a curs pentru noi, pentru ca să fim iertați. Și Tu, Iisus, a dus jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Îți mulțumim, Iisus, din toată inima. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut. Îți mulțumim, Iisus. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Haideți să facem și noi același lucru. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Haideți să facem și noi același lucru. Te invit să-i mulțumești Domnului, închină-te Lui, laudă-L pe El. Haideți să ne rugăm împreună.
Mai departe, la finalul acestei slujbe, aș vrea să cântăm și să ne bucurăm în Domnul nostru Iisus Hristos, știind că bucuria Domnului tăria noastră. Haideți să îl lăudăm pe Iisus, pentru că atunci când poporul Domnului, poporul sfânt, ales de El, îl laudă pe Iisus, Iisus Hristos este în mijlocul laudelor poporului Său. Să-L lăudăm pentru tot ce a făcut la Golgota, să-L lăudăm pentru tot ce a făcut în viețile noastre și să credem că El va continua lucrarea pe care a început-o în noi. Haideți să cântăm împreună, să ridicăm mâinile noastre spre El, să-L lăudăm pe El și să ne închinăm doar Lui mai departe. Doar Hristos mă cred mereu. Doar în Hristos mă cred mereu. Lumina și tăria mea, o stâncă tare-i Dumnezeu. Când e furtună-n viața mea, mi-ar fi să Domnului, rămâne să ne încredem în El, indiferent de circumstanțele prin care viața ne va trece. Ocupați locurile. Dragi frați și surori, mulțumim lui Dumnezeu pentru acest moment când ne-am putut opri din activitățile noastre obișnuite și în seara asta să ne amintim încă o dată de ce a făcut Hristos pentru noi la cruce. Slavă Lui! Vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost alături de Daniel.
Mulțumesc celor care ați postit. Apreciem foarte mult lucrul acesta și cred că pentru comunitatea noastră e foarte important atunci când frații și surorile se strâng împreună. Acum vreau să vă comunic de altfel faptul că mâine seară, la orele 18, vom avea aici un timp în care ne vom ruga și vom privi spre moartea lui Hristos. Toți cei care doriți să fiți aici la orele 18, ținând cont de faptul că mâine este o zi în care unii dintre dumneavoastră sunteți liberi de la serviciu, alegem ora aceasta 18, un timp în care vom reflecta la ceea ce s-a întâmplat la cruce. Sâmbătă seara, este sărbătoarea Învierii, la care participă toți tinerii bisericilor evanghelice din Galați, la ora 18:30, spun bine? Cât-i? 19:30, mulțumesc! Și apoi, cu ajutorul Domnului, ne vom aduna cu toți aici duminică dimineața pentru a celebra împreună Învierea Domnului. Să ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie, ca o continuare a închinării pe care am adus-o Domnului până la această oră.